Bună ziua! Astăzi pregătim foi filo pentru plăcintă, foi subțiri, pentru strudele, plăcinte, le umplem cu ce dorim. Noi o să le umplem cu brânză și cu mere. Pentru asta avem nevoie de o cană de lapte călduț, 250 de ml, o linguriță cu zahăr, o jumătate de linguriță de drojdie uscată, o jumătate de linguriță de praf de copt, o jumătate de linguriță de sare. Amestecăm. Și făină, cât să iasă un aluat molicel, nu prea tare. La plăcinte, în general, trebuie să lăsăm aluatul mai molcuț. Cernem puțin făină. Și amestecăm. Frământăm când aluatul s-a legat, cât de cât, adăugăm și 4 linguri de ulei. Cam 50 de ml de ulei. Am frământat până s-a legat bine aluatul în castronel, până s-a curățat și castronul și mâna. Și acum îl scoatem pe masă și îl vom frământa cu nădejde. Aluatul de plăcintă trebuie frământat bine. L-am frământat până și-a schimbat consistența, până a ajuns la consistența dorită și acum îl lăsăm acoperit pentru jumătate de oră să se odihnească. Cât timp aluatul se odihnește, noi pregătim umplutura pentru strudelul cu mere și vom rade 4 mere mari. Eu am păstrat și coaja, dacă nu vă place coaja, o aruncați. Dar are multe vitamine și eu o păstrez. Apoi vom stoarce puțin merele și vom adăuga 2 linguri de griș, 2-3 linguri și 3-4 linguri de zahăr. Cam așa vom stoarce merele. Acum vom pune 2 linguri de zahăr. Voi pune 3 linguri de zahăr. 3 linguri de griș.
Și două zahăr vanilat, două pliculețe de zahăr vanilat. Dacă vă place, puteți pune și scorțișoară. Amestecăm bine și dăm deoparte până întindem foile pentru strudel. Așadar, aluatul a stat jumătate de oră, s-a odihnit. Acum îl împărțim în 6 părți egale. Aici am pregătit și 5 linguri cu amidon pentru a lucra foile filo. Împărțim în 6 și facem 6 biluțe. Șase biluțe pe care le lăsăm din nou la crescut 20 de minute. La această rețetă de foi filo este foarte important amidonul. Fără amidon nu le putem face. Amidon alimentar. Acum le mai lăsăm 20 de minute. A trecut timpul și acum întindem foile. Întindem câte 3. Dăm deoparte, mai facem una. Am pus pentru început 5 linguri de amidon, dar dacă mai e nevoie, mai folosim. Punem amidon între straturi. Punem una peste alta 3 foi. Amidon, fără probleme, după aia îl scuturăm, dar să putem întinde, să nu se lipească. Din interior către exterior începem să întindem până ajungem la grosimea dorită a foii. Schimbăm și păcălețul.
Citim interior spre exterior, întindem, verificăm în permanență să nu se lipească foile între ele și le întindem cât putem de mult. Dăm cu amidon între ele și pe parte și pe alta și lucrăm. Cam așa trebuie să fie de subțire, să fie bine scuturat de amidon și apoi le umplem. După ce le-am întins cât am putut de subțire, punem un pic de ulei și apoi punem umplutura de măr. Apoi îl așezăm în tavă. Pentru cele cutele mea vom face la fel, scuturăm bine foaia și vom rade tele mea și vom face melcișor. Tot așa dăm cu un pic de ulei. Deci lucrăm câte 3 foi ca să nu se usuce aluatul. Prima dată 3 foi le umplem și apoi celelalte 3 la fel le umplem. După ce le-am lucrat. Dăm și un pic de ulei. Și apoi rulăm. Și formăm melcișor. Și îl punem în tavă. Tot așa continuăm cu toți. Dacă vi se pare greu să lucrăm câte 3 foi, putem lucra și câte una. Tot așa îi dăm. Întindem cât putem de mult. Întâi cu cel gros, sucitorul gros, apoi cu cel subțire. După ce s-a întins bine foaia, o luăm așa, în dosul pumnilor și o scuturăm bine de amidon și ea se mai și întinde. La margini, la fel, mai întindem. Și apoi o dăm cu ulei și o umplem cu brânză. Deci așa câte o foaie se lucrează mai ușor. După ce am umplut cu brânză, îl și răsucim puțin ca să aibă o formă mai frumoasă în momentul în care se coace. Cele cu mere au stat și au crescut puțin și acum le băgăm la cuptor pentru 25 de minute la 180 de grade. Pentru cele cu brânză batem în gălbenuș cu puțină sare ca să le ungem cu gălbenuș să aibă o față aspectoasă. Și apoi la fel le băgăm la cuptor la 180 de grade, jumătate de oră. Când sunt rumenite, sunt gata.